Alina, mulțumim. Infecțiile nosocomiale nu sunt caracteristicile doar sistemului de sănătate din România, pretinde ministrul sănătății. Cu toate acestea, Florian Bodoc promite că va introduce un program de combatere și de prevenire a acestora. Aceste infecții nosocomiale nu sunt caracteristice doar sistemului de sănătate din România. La noi sunt foarte mult mediatizate, a precizat ministrul Florian Bodog, care a mai anunțat că vrea un program de combatere și prevenire a infecțiilor nosocomiale. La un moment dat, spitalele care raportau infecții nosocomiale puteau beneficia de un program care să le ajute în a combate aceste infecții sau în a le preveni. Ăsta este unul dintre punctele pe care trebuie să-l schimbăm în ceea ce privește noua legislație a sănătății, care va fi gata până la sfârșitul acestui an. Vrem să introducem un program de combatere și prevenire a infecțiilor nosocomiale, a declarat Florian Bodog. Problema infecțiilor nosocomiale a ajuns în lumina opiniei publice după ce acest tip de afecțiune au fost prezente la unii dintre pacienții răniți în incendiul din clubul colectiv.